Vă salut! Tocmai mi-a adus curierul două pachete. Am aici o drujbă pe benzină Makita EA3200S și în coletul ăsta mai mic cred că sunt uleiurile pentru lanț și pentru amestec. Plouă astăzi și bate vântul un pic cam tare. Sper să ne auzim. Cei care m-ați urmărit până acum știți că eu nu prea grez utilajele astea cu motor termic. Sunt adeptul sculelor electrice, cu cablu sau cu acumulatori. Însă, deocamdată nu prea te poți atinge de sculele cu acumulatori. Văzusem o Makita undeva la 36 de volți, cu avea 2 acumulatori de câte 18 volți, dar era foarte scumpă, undeva la 23 de milioane și nu o să dau niciodată banii ăștia pe o drujbă pentru ce grădina am eu, câțiva copaci acolo în spate care mai trebuiesc toaletați când și când. Așa că am văzut o ofertă bună de preț la băieții ăștia de la elinx.ro. Au și scociul ăsta și au pus scociul cu firma pe cutie. Și mi-a plăcut foarte mult modelul ăsta și am zis să-l cumpăr, să văd și eu cum arată. Eu nu am avut până acum utilaje pe benzină. E prima mea drujbă. O să văd cum o să mă descurc cu ea. Trebuie să o iau de la capăt, că nu prea am cunoștințe de niciun fel. Nu știu foarte bine cum se folosește. Am mai lucrat cu așa ceva, dar nu foarte mult. Deci sunt practic afon în domeniul ăsta, dar nu e nicio problemă, întotdeauna există o prima dată și o să mă descurc cu ea până la urmă, sunt convins de treaba asta. Hai să-l desfac. Să încep întâi cu asta mică, vedem ce mi-au băgat băieții ăștia aici. Certificatul de garanție cu bonul. Deci am un litru de ulei pentru lanț de la Makita. Și mai am doza asta de cât are, 100 de mililitri, ulei de amestec tot de la Makita, pentru motor în doi timpi. Și hai să vedem utilajul. Referitor la băieții ăștia de la Elinx, e prima dată când cumpăr de la magazinul ăsta. Dar în ciuda faptului că nu au ei un magazin foarte bine pus la punct, să zic așa, din punct de vedere tehnic, nu prea găsești informații detaliate, însă am avut o experiență foarte plăcută cu ei. Am făcut comanda, m-au sunat imediat, au fost foarte civilizați, să zic așa, mi-au dat fel de fel de informații utile, foarte drăguți. Mi-au trimis pachetul a doua zi, l-am și primit, deci eu am făcut comanda ieri, l-am primit azi. Deci din punctul ăsta de vedere al comunicării și a modului cum a decurs tranzacția asta, nota 10, elinx.ro.
Cutia e sigilată de către Makita. Avem aici un scotch, produs original Makita. Așa că o să fie un unboxing real. Apărătoarea de lanț. Lama cu sigla Makita. Un dita mai dicționarul aici pentru începători ca mine. Sper să găsesc aici toate informațiile care mă interesează pe mine ca începător. Uite cât am mai dexul. Alte hârtii. În punga asta este lanțul. Un lanț Oregon. Și niște accesorii. Două șurubelnițe cu capete tubulare. Plouă destul de tare, chiar sper să ne putem auzi fără probleme. Și avem și utilajul. Ok, hai să facem un tur al utilajului, așa cum îmi place mie să fac. Să vedem cam cum arată. Este mai mic decât mi-am imaginat eu. E o drujbiță foarte ușurică. Bine, nu are nici putere foarte mare, are 1,9 cai putere. Mie mi-a plăcut foarte mult modelul în special. Forma, designul. În orice caz, la altceva nu avea rost să mă uit, pentru că oricum v-am spus că nu știu foarte multe lucruri despre drujbe. Așa că primul lucru la care m-am uitat a fost felul cum este construită. N-am să înțeleg niciodată de ce toate utilajele noi pe care le-am cumpărat în cutie sunt pline de praf, de pete, aici are grăsime. Nu prea îmi place mie lumina pe care o am la cameră. Am schimbat eu poziția, dar tot nu se vede foarte bine. Mi-au spus cei de la Elinx că are un sistem de pornire ușoară, Easy Start. N-am înțeles ce anume
implică sistemul ăsta. Mi-au spus doar să încerc să nu trag foarte tare de marorul ăsta, că aș putea să-l stric. Astea sunt recipientele. Asta e pentru uleiul de lanț. Aici o să bag uleiul pentru lanț și aici pentru benzină. Pompița de amorsare. Capacul ăsta se desface cu una din cheile alea pe care vi le-am arătat mai devreme. Gheara. Asta probabil este șocul. Hai să-i pun lanțul și cu lama. A căzut pe jos. Ăsta e capacul. M-am mânzălit pe mâini de un soare, asta este. Va trebui să mă obișnuiesc și cu uleiurile și cu benzina și cu fumul care o să-mi intre în ochi și cu gălăgia și cu toate neajunsurile astea, să le spun așa, sau dezavantaje. Sunt convins că o să mă enervez foarte tare de fiecare dată când va trebui să o întrețin, pentru că este mult mai greu de întreținut decât una electrică. La aia electrică ai băgat ulei, ai curățat-o un pic de rumeguș și la revedere. Am mutat să văd dacă am un pic mai multă lumină în zona asta, să se vadă mai bine. Să mă uit să vedem direcția lanțului. Cum o să-i pun capacul ăsta la loc?
Lanțul e destul de bine strâns. Nu cred că trebuie mai strâns de atât. Și cam așa arată utilajul și cu lanțul montat cu lama. Din punct de vedere estetic, v-am spus, îmi place foarte mult modelul ăsta. Nu l-am studiat așa foarte bine, dar o să o fac. La prima vedere pare lucrat foarte bine, deci nu găsesc defecte la carcasă în ce privește, nu știu, finisajele sau... E un model foarte reușit. Am înțeles că aici deasupra are capacul ăsta, se desface. Să vedem dacă îmi dau seama și cum. Ori se ridică ăsta. Cred că are un... Da, e un... un boc. Și capacul de deasupra se desface pentru accesul la filtrul de aer. O să vedem ce chem trebuie mie acolo. Trebuie să fie compatibilă cu una din astea pe care mi le-au dat în set. Da. Deci merge cu asta. Bine, dar are formă mai mult de Torx acolo. Asta e filtrul de aer. Are culoare aici. Op, mi-a căzut. Se spală. Se schimbă. Aici e bujia. Altceva, nu știu ce să vă spun despre ea, pentru că v-am spus că nu prea mă pricep. Doar așa, cât să înțeleg cam cum funcționează. Frâna de mână. Și cam asta este utilajul deocamdată. O să iau manualul ăla citit, să vedem cum trebuie făcut rodajul, care sunt proporțiile de amestec și exact cum trebuie să-l folosesc în manieră corectă. Și altceva, deocamdată nu am ce să vă spun despre motofierăstrăul ăsta, decât că la prima vedere sunt încântat de achiziția făcută. Rămâne să mă conving și de cum merge, cum o să mă descurc cu ea. O să fac niște clipuri ulterioare cu rodajul, cu ce am mai descoperit pe la ea și cum o să o folosesc. Până data viitoare, vă invit să urmăriți
celelalte clipuri pe care le mai încarc pe canal. Vă doresc o zi frumoasă și să aveți mult spor la treburi. We'll be right back.